și și cu nuna birui, te atunci vei primi. După ce vei suferi, El te va desăvârși și cu nuna birui, te atunci vei primi. Domnul tău te-a cercetat și se încrede în tine, să te încerce prin cuptor, să strălucești mai bine. Zgura când ți-o va topi, minunat vei străluci. Și apoi Domnul în templul său curat te va zidi. Zgura când ți-o va topi, minunat vei străluci. Și apoi Domnul în templul său curat te va zidi. Domnul va veni în curând în slava frumuseții și celor ce-au biruit le dă cununa vieții. Fericiți îl vom mări, căci lacrimi nu vor mai fi. Domnul pe al său popor cu drag îl va primi. Atunci veșnic vom trăi, sus în cer ne-om veseli, și cu Domnul veci de veci nu ne vom despărți. Atunci veșnic vom trăi, sus în cer ne-om veseli, și de Domnul veci de veci nu ne vom despărți. Amin. Binecuvântăm pe Domnul, iubiți frați și surori, pentru masa aceasta și timpul pe care am petrecut până aici în cântare, în rugăciune. Doresc să ne pregătim, să aducem fiecare dintre noi și darurile de bunăvoie și în această seară, ceea ce dăruim pentru casa lui Dumnezeu, pentru lucrarea de aici. Aș vrea un singur anunț să fac în această seară. Aminteam și de dimineață, frații de la Cluj, a intervenit un deces acolo în familia fratelui conducător și n-au mai putut să ajungă în mijlocul nostru astăzi. Au spus că o să reprogrameze vizita lor aici la Timișoara. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze acolo în lucrarea pe care o fac. Noi aici continuăm lucrarea în casă de rugăciune. Aș vrea, spuneam, să fac un anunț pe partea aceasta administrativă vis-a-vis de lucrarea de extindere aici a casei de rugăciune. Am adus de ceva timp materialele aici pentru ca să extindem partea din față a bisericii. Însă acum stăm mai greu cu timpul, suntem prinși și cu tinerii din biserică, cu lucru. Sperăm într-o săptămână, două, să putem începe lucrările aici la casa de rugăciune și cu ajutorul lui Dumnezeu, toți cei care mai aveți pe inimă să dăruiți pentru lucrarea aceasta, poate dacă o începem înspre toamnă și să nu ne prindă iarna, să putem să finisăm lucrarea aici, să putem să închidem și să se poată folosi peste iarnă sala mama și copilul și garderoba de aici din fața bisericii. Doresc pentru lucrarea aceasta să continuăm să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ajutorul care ni-l oferă și pentru dragostea cu care toți frații și surorile din biserică punem mână de la mână și putem să ajutăm lucrarea de aici, din casă de rugăciune, lucrarea lui Dumnezeu să prospere, să ne putem bucura aici într-un ambient binecuvântat și toată lucrarea să se poată desfășura într-un mod frumos. Și aminteam și duminica trecută, sunt
alături de mamele cu copii, cei care aveți micuți în perioada aceasta. Sigur, e foarte greu să-i ții în biserică, tot aleargă dintr-o parte în alta. De-aia dorim ca să pregătim cât mai repede camera aceasta, încât și mamele cu copii să poată fi și să asiste direct cu noi aici la serviciile divine. Mă rog până atunci Domnul să vă întărească pe mamele cu copii și fratele Simeon, am auzit duminica trecută, și fratele Daniel ne-a dat un exemplu frumos, a rămas acasă cu copiii și au mai venit și surorile să mai asculte din când în când în liniște. Dumnezeu să binecuvinteze, pentru că știu cum e să ai copii micuți și așteptăm și noi în familia noastră și nu știu dacă o să pot și eu să fac un schimbul cu soția, să mai iau locul, însă mă rog ca Dumnezeu să le întărească pe mame, sunt toată ziua, de dimineață până seara și în cursul săptămânii cu ei și duminica doresc aici în casă de rugăciune să găsească și ele un moment și o oază de liniște și de bucurie și de părtășie împreună cu biserica. Deci, haideți să ne ridicăm pe picioare, în timp ce tinerii ne conduc într-o cântare de laudă. Doresc cu toți împreună să facem lucrarea aceasta de strângere a darurilor pentru lucrare de aici, din casă de rugăciune. Amin. Ca stropii de rouă. Ca stropile rouă ce udă câmpul înverzit, ca norii din văzdul ce-aleargă necontenit, ca laza de soare ce umple văzduhul mereu. Iubiți frați și surori, să rămânem în continuare, așa ridicați pe picioare, în ascultarea Cuvântului Dumnezeu și în această seară, prin harul Domnului a răspuns invitației noastre să fie împreună cu noi la închinare fratele Neagoi Liviu, care vine de la Biserica Stânca, de aici, din Timișoara, și ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul care va fi vestit prin el, iar noi cei care suntem în această seară în casă de rugăciune, așa cum aminteam și dimineață, facă Domnul aici, în locul de antrenament, care este biserica, să creștem în omul dinăuntru, să ne întărim, să putem să mergem spre împărăția lui Dumnezeu. Amin. Domnul să-l binecuvinteze. Aleluia! Domnul e bun! Amin. Sunteți pregătiți pentru cuvânt? Amin. Să deschidem în Cartea Evrei, la capitolul 6, pagina 1178. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să citesc două versete din Cartea Evrei, capitolul 6. Versetul 1 și 2, aceste două versete încapsulează în ele toată doctrina
credinței noastre și este important să o cunoaștem. Amin? Amin. Ca și copii ai lui Dumnezeu, noi trebuie nu numai să credem, trebuie să fim în stare și să vorbim despre ceea ce credem. Amin? Amin. Și vreau, începând din seara aceasta, ori de câte ori voi veni la voi, va trebui cel puțin 6 slujbe să acoperim cele două versete, fiecare temă, dar începem în seara aceasta și vom încheia când Domnul va voi. Amin? Amin. Evrei 6, capitolul 6, versetul 1, de aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței, de faptele moarte, a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Amin. Amin. Să ne rugăm, Tatăl nostru care ești în ceruri, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, binecuvântăm numele Tău. Amin. Tu ești Dumnezeul cel veșnic, cel viu, cel adevărat, cel atotputernic. Înălțăm și glorificăm numele Tău și credem că Tu ești Dumnezeu și îți vei arăta puterea în seara aceasta, vei aduce cuvânt în seara aceasta și te vei atinge de noi, ne vei face bine după dragostea Ta, pentru că Fiul Tău a murit și prin El putem să-ți spunem Tată, prin El suntem justificați înaintea Ta și prin El chemăm puterea Duhului Tău cel Sfânt în locul acesta și Te rugăm să vorbești, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Haleluia! Haleluia! Amin! Ocupăm loc. Domnul este bun. Mă bucur să fiu la voi și mă bucur că aveți apa vieții aici. Amin? Noi îmbuteliem această apă. Nici n-am știut că aveți, copiii mi-au zis. Am vrut să vă zic câteva lucruri înainte de intrăm în cuvânt, pentru că în seara aceasta avem câteva lucruri serioase și deosebit de puternice pe care vrem să le abordăm și vreau în special în seara aceasta să vorbim despre pocăința de faptele moarte. Sigur că pocăința în lumea aceasta nu o înțelege și nici nu o dorește, fapt pentru care așa de mult stau încă în păcatele lor. Dar pocăința este tot ceea ce are nevoie omul pentru a trăi veșnic. Amin? Amin? Fără pocăință noi nu putem să-L vedem pe Dumnezeu. Și dacă nu-L vedem pe Dumnezeu, nu putem fi transformați. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Tatăl înviază. Și tot așa face și Fiul, ca și Tatăl. Pentru că tot ce face Tatăl, face și Fiul. Dacă citiți în Evanghelia după Ioan, lucrarea Fiului, veți vedea foarte important că Tatăl face lucrurile acestea și Fiul de asemenea face ca și Tatăl. Și noi avem nevoie să înțelegem pocăința, să o practicăm, să o iubim și să ne îndrăgostim de ea. Amin? Amin. Pentru că ea este șansa noastră și o să vedem de ce. Vedeți câteva versete mai sus, aici spune și oricine se hrănește, nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este prunc. Nici eu n-am fost obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. De multe ori am trăit în confuzie. De multe, multe ori n-am făcut deosebire. Eu n-am știut ce este aceea neprihănire. O confundam cu sfințenie. Când vorbeam despre neprihănire, credeam că vorbesc despre sfințenie. Dar în seara aceasta vreau să lămuresc pentru adunare lucrurile acestea. Neprihănirea nu este pe niveluri. Eu nu sunt mai neprihănit decât fratele păstor, fratele păstor nu este mai neprihănit decât soția dânsului, soția dânsului nu-i mai neprihănită decât o altă soră din biserică. Neprihănirea nu este pe niveluri. Neprihănirea sau o ai, sau nu o ai. Ea sau este, sau nu este. Dacă este, este desăvârșită, dacă nu este, nu este deloc. Neprihănirea este o persoană, este Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu spune, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Ea se numește Iisus Hristos, o dă pentru toți oamenii. Pavel spune în roman lucrul acesta, neprihănirea sau o ai,
sau noi. Sfințenia este rodul neprihănirii. Momentul în care l-ai luat pe Iisus Hristos de model și l-ai primit în viața ta ca model al neprihănirii, tu vrei să fii tot mai mult ca El. Și cu cât vrei să fii mai mult ca El, cu atât te sfințești mai mult. Și cu cât te sfințești mai mult, cu atât te apropii mai mult de Iisus Hristos. Până în ziua, Biblia spune, când va veni El, îl vom vedea și vom fi ca El. Când vom fi ca El? Când va veni El? El spune, mă duc să vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Pe cine? Pe cei care n-au găsit adresa? Pe toți. El vine după noi, pentru că noi am fost câștigați cu preț de sânge și El s-a dus să pregătească un loc, așa cum am cântat, o țară, un loc, o casă, unde vom fi cu El la masă, aleluia! Și pentru aceasta noi trebuie să-i dăm slavă, dar noi trebuie să înțelegem, când ne uităm în adunare, noi nu putem spune, a, fratele Liviu e mai neprihănit decât fratele Nelu, sau fratele, sau așa. Nu! Noi toți suntem neprihăniți prin Iisus Hristos, pentru că faptele noastre sunt ca o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu, de aceea este nevoie de Iisus Hristos. Amin? 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 Deci cei care sunt prunci nu sunt obișnuiți cu cuvintele despre neprihănire, dar neprihănirea este un lucru pe care l-a dat Dumnezeu. Amin? Amin. Și cine îl primește are favoare cu Dumnezeu. Pentru că atunci când Domnul Dumnezeu s-a uitat din ceruri la Iordan și l-a văzut pe Fiul Său, a zis, acesta este Fiul meu prea iubit, de El s-a ascultat. Amin? Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată... Cine? Dumnezeu găsește toată plăcerea în neprihănirea Fiului Său. El este singurul care s-a calificat să-L mulțumească pe Dumnezeu. De aceea, dacă noi vrem să îi mulțumim pe Dumnezeu, avem nevoie de Iisus Hristos. Fără Iisus Hristos n-ai cum să îi placi lui Dumnezeu. Punct. Ori pe ce cale vrei să mergi la Dumnezeu, ai nevoie de Iisus Hristos. Amin? 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 Aleluia, e clar? Neprihănirea sau o ai, sau nu ai. Dacă o ai, bucură-te de ea, copiază-o, urmărește-o, fă-o să fie în viața ta la loc de cinste și vei deveni ca ea. Amin? Asta nu înseamnă că dacă astăzi ai primit-o, mâine ești la fel ca ea. Există un proces, dar cu cât îți dorești mai mult, cu atât vei deveni mai asemenea Lui. Adică, vei iubi ca El, vei ierta ca El, vei vindeca ca și El. Amin? Amin? O, cum fac mamele când copiii doare ceva, vine mama, pune mâna, imediat îi trece. Amin? Mama mă doare. Când mama le ia în brațe, nu-l mai doare nimic. Amin? Noi copiii lui Dumnezeu, chiar avem puterea aceasta. Amin? Soția mea, de câte ori pun mâna pe ea, zice, mă, nu știu ce putere ai, dar toate durerile mă lasă când mă atingi tu. Dar eu știu de ce. Pentru că în mine locuiește Domnul Iisus. Și noi nu suntem mântuiți prin ceea ce știm cu capul, ci prin cine l-avem în inimă. Căci prin credința din cap se ajunge la mântuire? Nu. Prin credința din inimă și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, la neprihănire. Amin? Amin. Și pentru că Domnul Iisus, El are o credință care mută munții. Amin? El are o credință care nu se îndoiește niciodată. Prefer credința mea slabă să o ancorez în credința Lui puternică. Amin?
Amin. Și vreau să mă bazez pe credința lui Iisus Hristos, nu pe credința mea. Dacă mă bazez pe credința mea, fraților, nu mai termin nici predica. Dar dacă mă bazez pe credința Lui, atunci predica va aduce roadă. Amin? Pentru că El întotdeauna aduce roadă. El este acela care poate toate lucrurile. Toată puterea i-a fost dată în cer și pe pământ. Amin? Amin? Deci noi trebuie tot ce facem, absolut tot ce facem, să fie centrat în Iisus Hristos. Toată slava să fie a Lui, toată gloria să fie a Lui, toată puterea este a Lui și de aceea Pavel spune să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Pentru că dacă nu mă cunosc despre El și nu experimentez puterea învierii Lui, atunci sunt un credincios leșinat. Iertați-mă. Dar dacă cunosc puterea învierii Lui, atunci tot ce este mort în mine înviază. Amin? Amin? Am zis că fac o introducere, dar am trecut direct în introducere, fiindcă plin în seara aceasta, am plecat de acasă și când să eram în sensul giratoriu, Domnul spune bisericii că Fiul meu este darul meu pentru ei. Amin, haleluia! Și un frate când am venit aici mi-a zis, zice, am văzut o masă cu mană, sigur ai ceva pentru noi, te-am văzut deja, da? Eu știam, până nu mi-a zis el, că mi-a zis Domnul. Dar am primit confirmarea și slăvit să fie Domnul. Amin? Deci eu m-am născut la Timișoara, am 50 de ani, sunt căsătorit, avem 6 copii. 3 în prima etapă a vieții și 3 în a doua etapă a vieții. Domnul e bun și El lucrează. Și ne-a binecuvântat și acum 20 de ani, în 1992, am înființat firma Apa Vieții. Apa Vieții este o firmă care pentru ani de zile a făcut fântâni. Și fântânile le-am făcut pentru ca să găsim apă. Odată am fost în America la o școală de noroi pentru foraj, adică fluide de foraj, și profesorul de acolo a zis așa, când au început clasa, a venit un profesor și noi eram pe bancă și zice, dragi studenți, voi sunteți urmașii lui Avram. Și eu mă uit la el și zic, dar de unde știe asta că eu sunt pocăit? Aici în America. După care el explică, zice, în tot ceea ce oamenii au scris, primul om care a săpat fântâni este Avram. Și voi toți care sunteți aici sondori, sunteți urmașii lui Avram. Haleluia! Haleluia! Am zis, Doamne, sunt de două ori urmașul lui Avram. Și fac fântâni și am credința lui Avram. Haleluia! După ani de zile, în care tot am strigat la Domnul, într-un an Domnul mi-a zis să vând apă. Și așa am ajuns să fac izvorul acesta, care se numește izvorul Maria, din care scoatem apa vieții. Este o apă oligominerală, adică are minerale puține, și ea este un fenomen pentru zona aceasta, pentru că nu se găsește apă cu minerale puține în Timișoara decât la adâncime mare, care vine dinspre zona de Făget, dinspre zona de Piatră, dinspre zona munților Banatului. Și Domnul ne-a dat izvorul ăsta chiar lângă casă, la intrarea în oraș, lângă aeroport, acolo în Ghiroda, și am binecuvântat imediat ce am făcut lucrarea aceasta, am donat pentru 1000 de copii orfani această apă timp de câțiva ani. Dumnezeu ne-a dat proiectul acela și copiii instituționalizați din casele, centrele de copii din oraș au primit apa aceasta pentru că n-aveau nici apă de băut. Însă Domnul ne-a binecuvântat și pe măsură ce am dat Domnului, Domnul ne-a dat mai mult și mai mult. Și suntem bucuroși. Avem o fundație de ajutorare, ajutăm familiile cu mulți copii, ajutăm bisericile, predicăm cuvântul, ne ocupăm de copii orfani, avem tot felul de lucrări, Domnul ne-a binecuvântat și sunt căsătorit cu cea mai frumoasă femeie, se numește Mariana, eu îi spun Maria, și Domnul ne-a binecuvântat și ea se ocupă de ajutorare, eu mă ocup de apă, de celelalte lucruri și de cuvânt. În seara aceasta vreau însă să nu vă uitați la un om, vreau să uitați la Domnul Iisus. Amin. Și vreau să vorbim despre pocăință. Așa cum am citit,
vreau să vorbim despre pocăința de faptele moarte. De ce avem nevoie de pocăință? Și vom începe cu începutul ca să înțelegem. Pentru că omul are moștenit o natură păcătoasă. Noi nu suntem păcătoși pentru că facem păcat. Noi suntem păcătoși pentru că venim dintr-o natură păcătoasă. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a făcut după chipul și asemănarea lui. L-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a făcut perfect. Să știți că omul n-a fost făcut să fie bolnav. Omul, ascultă-mă cu atenție, omul n-a fost creat de Dumnezeu ca să-i paralizeze mâna și să nu poată să o miște. Ca să stea bolnav pe un pat de spital, ca să-l doară vreun mădular. Dumnezeu l-a făcut pe om ca omul să strălucească în glorie și în slavă. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui. Știți, de multe ori îmi place să spun așa că oamenii nu înțeleg cum Dumnezeu l-a făcut pe om. Dumnezeu când l-a făcut pe om, l-a făcut perfect. Adam n-a fost un neștiutor. Adam a fost un om pe care Dumnezeu l-a creat perfect. Știți că Adam s-a culcat și a dormit un somn adânc. Biblia spune că a adormit, Dumnezeu i-a dat un somn adânc. Câți dintre voi când dormiți un somn adânc mai știți ceva? Ia să-mi spună unul. În afară dacă e proroc. Că ăia știu și când dorm tot ce se întâmplă. Știu și dinainte să se culce. Că-i dar. Dar Adam s-a trezit din somnul adânc, o vede pe Eva și zice, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Cum știa el lucrul ăsta dacă a dormit adânc? Pentru că era un om care știa totul. Dumnezeu i-a dat slavă, l-a îmbrăcat în glorie. De multe ori îi întreb pe oameni, tu crezi că Dumnezeu l-a făcut pe Adam în pielea goală? Zice, da. Cum adică? Păi dacă l-a făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, înseamnă că și Dumnezeu este dezbrăcat. Dar nu e așa. Dumnezeu este îmbrăcat în glorie și omul a fost îmbrăcat în glorie. Omul nu și-a dat seama de goliciune numai după ce a dispărut gloria. Și gloria, știi când a dispărut? Când a păcătuit. Diavolul a venit la om gelos pe om să-l înșele, nu pentru că era în pielea goală. Cine venea la om în pielea goală să-i mai facă încă o belea? Pe românește. Nici nu-i mai era nimeni curios de el. Dar diavolul a fost atât de turbat pe om, pentru că omul avea ceva ce el nu mai avea. Când Dumnezeu l-a făcut pe Satan, el a fost un înger de slavă în cea mai mare strălucire a creației lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a trebuit să ia strălucirea aceasta din pricina faptului că el a avut acea atitudine luciferiană și a vrut să devină ca Dumnezeu, ceva de genul lui Ponta. Știi? Dumnezeu l-a făcut pe Satan să strălucească și Satan s-a gândit să fie ca Dumnezeu. Băsescu îl promovează pe Ponta prim-ministru și Ponta îl dă jos pe Băsescu. Aceeași lucru, atitudine luciferiană. N-am urât nimic mai mult pe lumea aceasta decât lucrul în care cineva se ridică deasupra șefului lui, deasupra tatălui lui. Tată, tu nu știi, eu știu. Ce știi tu? Nu știi nimic. Trebuie să ținem respectul acesta. Asta îi place lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui. Și diavolul se uită la om și spune, cum ăsta are strălucire? Ăsta are slavă și eu nu mai am? Trebuie să-l păcălesc. Trebuie să-l păcălesc! Și l-a păcălit. L-a păcălit. Și în momentul în care omul a păcătuit, prin neascultare, s-au întâmplat câteva lucruri acolo, în grădina Edenului. În momentul în care Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a făcut ca să nu mai moară, ca să nu fie bolnav, ca să nu sufere, ca să fie veșnic. L-a îmbrăcat cu cinste și slavă. De aceea Pavel spune în Roman, la capitolul 2, versetul 7, că omul caută slava, cinstea și nemurirea. De ce le caută?
Pentru că le-a pierdut. Poți, tu dacă pierzi un lucru, nu-l cauți? Poți să cauți ceva ce n-ai avut niciodată? Cine se pune de nebun în casă să caute lucruri? Hai să mă duc și eu acasă, întorc casa cu fundul în sus și să-i zică nevastă mea, mă bărbate, ce cauți? Păi îmi caut ceasul Schaffhausen. Păi de unde ai avut tu Schaffhausen? N-ai avut niciodată așa ceva, nici nu știu ce e ăla. Doxa. Adică mă pun să caut ceva ce n-am sau mă pun să caut ceva ce am? Sau am avut și nu mai găsesc. Îmi caut cheile de la mașină, dar eu n-am mașină. Atunci zice că am luat o razna, nu? Dar dacă omul caută slava, cinstea și nemurirea, înseamnă că odată le-a avut și acum nu le mai are. De ce le-a pierdut? Le-a pierdut din pricina păcatului. Știți, de multe ori vine în lumea aceasta circulă o învățătură că omul este nemuritor. O, da, trupul moare, dar sufletul nu moare. Fraților, haideți să ne gândim, Dumnezeu minte? Crede cineva că Dumnezeu minte? Nu, Dumnezeu a zis omului în clipa în care vei păcătui, vei muri, negreșit. Diavolul a venit la om și a zis, nu, nu vei muri. Păi dacă omul moare, Ezechiel spune, sufletul care păcătuiește acela va muri. Acum haideți să vă spun ceva, nemurirea și învierea sunt două lucruri spate în spate. Dacă ești nemuritor, n-ai nevoie de înviere. De ce ai nevoie de înviere dacă ești nemuritor? Ce să mai învie? Dacă tu deja ești nemuritor. Dar Pavel spune în Timotei, singurul care are nemurirea este Dumnezeu, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. Singurul care are nemurirea. E clar că din pricina păcatului nu poți să fii nemuritor. Singurul care este nemuritor este acela care n-a păcătuit sau a cărui păcate au fost luate de cineva care a plătit pentru ele. Haleluia! Haleluia! Și asta este lucrarea. Când omul a păcătuit, omul a pierdut viața. A pierdut slava, a pierdut cinstea și a început să bată ceasul. Știți că până când Adam n-a păcătuit, n-a bătut ceasul. Ceasul nici nu era. Adam nici nu știa ce e la ceas. Dar în momentul în care omul a păcătuit, timpul a pornit și moartea a început. Știți ce s-a întâmplat acolo? În momentul în care omul a păcătuit, sângele lui a fost contaminat. Și puterea de regenerare din sânge, pentru că sângele este viața, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, nu spune fratele Liviu. Eu mă bazez pe cuvântul lui Dumnezeu, eu nu pot să predic de la mine, n-am voie să predic de la mine. Eu trebuie să predic cuvântul și vreau să vă spun că eu predic toată Scriptura. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie găsit destoinic pentru orice lucrare bună. Nu poți fără cuvântul lui Dumnezeu să-L înțelegi pe Dumnezeu. Nu poți să înțelegi pe om, nu poți să înțelegi păcatul, nu poți să înțelegi pocăința, nu poți să înțelegi absolut nimic dacă nu ai cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu vorbește prin visuri, prin vedenii, prin fel de fel de lucrări, prin proroci, eu cred toate astea. Dar lucrările acestea nu sunt date omului ca să pună la întrebare cuvântul, ci cuvântul este acela care pune la întrebare toate celelalte lucruri. Toate lucrările pe care le avem noi trebuie supuse cuvântului. Amin? Amin. Și nu numai unui cuvânt. Noi trebuie, când vorbim în Biblie, toată Scriptura este o unitate. Toată Scriptura se interpretează și trebuie să găsești. Dacă în teologia ta ai luat un verset și ai făcut o doctrină și nu potrivește cu toată Scriptura, mai trebuie să mai aștepți până o declar. Până când nu găsești răspuns, ea nu are voie să intre în contradicție cu nimic. Biblia spune că sângele este viața, de aceea Dumnezeu a zis să nu mănânci sângele, pentru că sângele este viață. Dar în momentul în care omul a păcătuit, sângele s-a contaminat. Și când sângele s-a contaminat, s-a contaminat cu moarte. Unii spun că moartea este prietenul omului, că îl scapă de durere. Nu e adevărat. Biblia spune că
După ce Dumnezeu, Domnul Iisus a supus toate lucrurile, va omorâ și ultimul vrășmaș care este moartea. Moartea este un vrășmaș al omului, nu este un prieten al omului. Moartea nu te duce în fericire. Dacă moartea te-ar duce direct înaintea tronului lui Dumnezeu, atunci toți ne-am dorit moartea și moartea ar fi prietenul nostru, că ne ia din necazul cel mare și ne duce la odihnă veșnică. Dar nu este așa, nu se poate ca prin moarte tu să ai parte de veșnicie, pentru că atunci moartea e prietenul tău. Tu ai parte de veșnicie prin Iisus Hristos, amin? Nu prin moarte. Moartea este un vrășmaș al omului. Și moartea a venit din pricina păcatului. Știți că unii oameni spun, o, boala e o cruce. O, frate, am așa o cruce. Păi dacă boala e o cruce, atunci cum poți să spui că crucea trece cu aspirină? De exemplu, pe mine mă doare capul și frate, am așa o cruce, mă doare capul. Păi iau aspirină și trece. Așa trece crucea cu aspirină? Haideți să vă spun ce-i moartea, ca să înțelegem, astea sunt termeni simpli, dar noi trebuie să înțelegem lucrurile astea. Moartea este, boala este sora morții. Și dacă Domnul Iisus Hristos a biruit moartea, o va birui și pe soră sa. Amin? O biruie sau nu o biruie? A, nu, Domnul Iisus a luptat cu moartea, a birui moartea, a înviat a treia zi, dar pe soră sa nu poate să o biruie. Și eu o să fiu bolnav toată viața. Nu! Domnul mă vindecă. Amin. Amin. El este puternic peste moarte și peste soră sa, peste orice boală. Amin. Amin. Haleluia. Deci, în momentul în care omul a păcătuit, acolo în grădină s-a întâmplat ceva. În momentul în care omul a păcătuit, omul nu s-a mai dus la părtășie cu Dumnezeu. Pentru că acolo unde există păcat, Dumnezeu lipsește. Dar lucrurile au fost simple. Dumnezeu a venit la întâlnirea cu omul și omul lipsea. Și lăsați-mă să-mi imaginez că Dumnezeu s-a gândit, mă, nu vine Adam, nu vine Eva, înseamnă că ăștia iarăși fascinați de ceva flori, de ceva creație prin grădină, mai aștept o țară. Am văzut că nu vine, au strigat, Adame, unde ești? Adam era ascuns. De ce era ascuns? Pentru că a călcat porunca lui Dumnezeu. N-ați văzut voi acasă când faceți câte o poruncă și copiii o calcă că se ascund? Același lucru. Câte un frate nu mai vine la biserică. De ce nu mai vine la biserică? Pentru că a călcat porunca și nu poate sta în adunarea celor neprihăniți. Cine sunt cei neprihăniți? Ei vreunul neprihănit prin puterea lui? Nu, sunt cei care au primit neprihănirea. În momentul în care ai primit neprihănirea, urăși păcatul. În momentul în care ți-ai întors fața de la neprihănire iară la păcat, tu nu mai poți să stai în adunarea celor neprihăniți cu capul sus. Psalmul 1. Înțelegeți? Simplu. Lucrurile sunt simple. Și Adam nu vine la întâlnirea cu Dumnezeu. Dumnezeu îl strigă și Adam spune câteva lucruri acolo. În momentul în care Dumnezeu strigă, Adam spune, mi-a fost rușine că eram gol. Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat când trebuia să ții post? Înțelegeți, postul nu face rău. Dacă Adam ținea post în ziua aia, era bine. Dar cum să ții post dacă lucrul este plăcut la privit? Știți, toată Biblia pentru mine este un fenomen fascinant. Sunt îndrăgostit de Biblie mai tare decât de nevastă. Știți de ce? Pentru că tot ce scrie în Biblie este cu un scop. Absolut totul are o însemnătate. Este ca o icoană, ca o oglindă. Când te uiți, de exemplu, în Biblie, dragii mei, când te uiți la poporul evreu și vezi despre biserică și vezi că acolo este o scoatere din robie, o umblare către o țară promisă și ăștia nu reușesc să ajungă și mor, toți sunt omorâți. De ce toți sunt omorâți? M-am tot gândit de multe ori, mă, toți evrei au trebuit să moară, toți, pentru că în țara promisă nu intri dacă nu mor. Plata păcatului este moartea. Trebuie să mori, trebuie să fii un act, pentru că cine s-a născut odată, ascultați-mă bine,
Cine s-a născut odată, va muri de două ori. Și cine s-a născut de două ori, va muri odată sau niciodată. Simplu. Dar în momentul în care au murit toți, doi au trecut, Iosua și Caleb. De ce doi au trecut fără să moară? Nu cumva Enoch și Ilie au trecut fără să moară? Și au fost numai doi? Înțelegeți? Totul este în oglindă, tot ce s-a întâmplat acolo este în oglindă. Uitați-vă la Samson. Samson ăsta, parcă te uiți la el și vezi biserica. Profețit prin Duhul lui Dumnezeu să vină, să meargă, să facă spărtură în filisteni, să recupereze tot ce era a evreilor. Și el se duce din pricina plăcerii, unor plăceri trecătoare și își pierde puterea și își pierde și vederea. Și este restaurat la sfârșitul vieții. De ce? Pentru că așa va face Dumnezeu bisericii care câte biserici n-au pierdut vederea, ca și Samson, nu mai văd minuni. Ei nici nu le mai predică, nici nu mai cred în ele. Încă și-au făcut școli pe lângă biserici și propovăduiesc că minunile au fost numai pe vremea apostolilor. Că mă să-mi fioară pielea pe mine când aud așa învățătură. Când în fiecare zi este o minune de la Dumnezeu. Faptul că poți să vorbești, faptul că poți să umbli, faptul că poți să spui aleluia, faptul că poți să pui mâna peste un bolnav și să simți curenția aceea de vindecare, este o minune. Aleluia! Și ei vin și spun că nu mai este minun, pentru că e exact ca Samson. S-au uitat la lucruri neîngăduite și au fost atrași de plăceri neîngăduite și li s-a dus vederea. Și nu-L mai văd pe Dumnezeu la lucru. Ba mai mult se mângâie cu, Domnul-i bun, dar a fost asta. Oricum, tocmai de aceea Dumnezeu când vorbește despre sine, El nu spune eu am fost, eu voi fi. Ci El spune, eu sunt, pentru că pentru Dumnezeu nu există timp. Dumnezeu este în afara timpului. Dumnezeu nu are timp. Nu contabilizează cu timpul, ca și noi. Pentru că El este nemuritor, El este veșnic. Și omul a păcătuit și gândește-te că Adam a păcătuit și la întâlnirea cu Dumnezeu nu mai poate să se ducă. Acolo era o biserică. Se întâlnea bărbatul, femeia și Dumnezeu, erau mai mult decât doi, erau trei. Doi sau trei adunați în numele Domnului, Dumnezeu era acolo, era un fel de biserică. Și din pricina păcatului lipsește de la biserică. El nu se mai duce la biserică, Dumnezeu îl caută, Dumnezeu merge la el. Și acolo, când Adam a păcătuit, sângele lui s-a contaminat. Și puterea de regenerare care îi dădea viață veșnică, s-a diminuat și a început puterea de degenerare să opereze și a început să îmbătrânească și să moară. Pentru că Dumnezeu i-a spus, în clipa în care vei muri, vei păcătui, vei muri. Dar haideți să vă spun care este secretul. Medicina modernă astăzi au făcut constatări și cercetări amănunțite și au ajuns la o concluzie foarte clară. Când un bărbat și o femeie se căsătoresc și se unesc și au un copil. Toți cei care s-au născut de la Adam încoace au moștenit sângele de la tată. Nimeni nu ia sângele de la mamă. Pentru că sângele se formează numai și numai, ascultă-mă bine aici, cercetați și vedeți, dovediți științific, sângele se formează numai și numai din celula tatălui. Înțelegi de ce Iisus Hristos s-a născut fără bărbat? Pentru că El avea un alt sânge. Duhul Sfânt a umbrit-o pe Maria, bărbatul n-a participat, pentru că noi vorbim aici de primul Adam și de al doilea Adam. Vorbim de unul care a adus robia și de unul care a adus eliberarea. Și trebuia să fie o separare. Dumnezeu a făcut un trup pentru El ca să coboare pe pământ în chipul Fiului Său să ne scoată din robia păcatului. Și în trupul acesta n-avea ce să participe bărbatul, pentru că dacă participa bărbatul și Iisus Hristos ar fi murit și n-ar mai fi înviat niciodată. Deja ei când l-au omorât, dovada faptului că El avea o altă natură a fost faptul că a înviat. Înțelegi de ce ai nevoie de Iisus Hristos? Nu te mai strădui să rezolvi problema mântuirii tale singur.
prin faptele tale, prin luptele tale, prin gândurile tale, prin ideile tale, pentru că lucrurile sunt foarte simple. Ai nevoie de Iisus Hristos. Amin. Fără Iisus Hristos nu ai cum să trăiești. Păcatul este moarte. Plata păcatului este moartea. Și oricine a păcătuit va muri.